fost pe barba în două. Credeți că ăsta aici a fost să dați cu el așa? Și niște cani. Moși. Deasupra, astea sunt niște cai. Cai? Da. Da, ia intrat dumneavoastră pe pagina dumneavoastră. Așa. Și vedeți ce scrie mami la mesaje. Ca să putem să facem ce bun și e. Adică... Să nu... Oricum, la mine aici, să știți că... Ce îmi dă mie numărul lor nu este real. Știți, da? Ați văzut. Da, da, da. La mine e un niciun. Și la mine e la fel. Da? Deci intru pe popa sau pe atelier? Pe popa. Da, am intrat, sunt intrat. Bună seara, bună ziua. Cum să ne exprimăm ca să fie bine? Că e de seara, că se... E bine, aici suntem. Știu, dar... Eu mai... nu am ales, suntem aici cu doamna doctor Cristoiu. Nu am ales încă un model, nu știm exact ce trebuie să facem. Am oscilat între peisajistică, un peisaj de primăvară și ceva portret. Acum dumneavoastră acolo o să vă uitați și ne spuneți cât mai reușim să ne pregătim puțin materiale, adică vopselurile. Că noi ne-am pregătit aici o placă de lemn pe care să pictăm. Da, dar acum ziua asta. Așa, cât pe avem aici, doamna doctor. Vedeți ce mesaje? Păi ia să vă duceți să văd dacă cineva cere ceva. Da, dacă cere ceva... Dați idei. Cum? Să ne dea idei. Da, dați-ne o idee. Așa, în acrilic, în ulei? Pictăm în ulei, v-am spus. Aia e ulei. Le-am schimbat masa cu... Am dat acrilicile și am pus uleiurile. E lumina destul de slabă aici, nu prea place mie lumina asta, da? Dar nici n-am încotro, doamnă, doctor, mă, ce se fac? Care lumină vă trebuie? Ei, nu, că aș mai pune eu ceva lumină pe aici, că am posibilitatea, dar... Zice, se întâmplă reflectă la telefon, cred că s-ar putea să nu aducă reflecții. Bun, v-ați potrivit? Ați scris cineva ce vrea? Haideți, vă rog eu frumos, încercați să vă adunați puțin, pentru că... nu știu, nu... Eu dacă mă apuc acum, pictez orice. Adică, putem, eu pot pita orice, o să spuneți pictați și pe dumneavoastră, dar vreau să fie ceva care să vă fie de folos pentru o parte dintre dumneavoastră. Bine, dacă nu am să pictez ce încademie prin cap pur și simplu, după care am să șterg. Și o să începem așa. Prima vă spune că acest curs online, această oră este, pe bune, este sponsorizată de magazinul mustache.ro, este magazin de produse online. O să vă arăt imediat. Deci, ăsta este ulei de in fiert dublu rafinat, vedeți? Foarte ieftin de la ei, l-am primit acum. O să vă arăt niște chestii foarte mișto, tot de la mustache.ro. Da, magazinul online. Au ăștia niște pensule. Deci eu pictez cu ele de foarte mulți ani de zile. Eu am zis că poate se strică, poate că nu știu ce. Dar nu e adevărat. Sunt atât de rezistente și așa de bune astea. Și nu scumpe. E 20 de lei o pensulă. 20-30 cred că e cea mai scumpă pensulă la ei. Da, dar sunt pensule profesionale. Adică putem face cu ele lucruri foarte, foarte faine. Firul rămâne adunat, nu se desface, stă aici foarte bine înțepenită, pe codiță, e super mișto pensula. Sunt foarte faine. Doamna doctor, ochelarii mei ați văzut pe undeva? Asta nu. Ia uitați unde i-am. Ecco. Îi aveam pe cap, dar mă uitam după ei. Pe cap erau, nu erau pe ochi. Bun, atunci, haideți să facem așa. Voi picta ceva frumos pe această placă de lemn. Este o placă de lemn tratată. Să sperăm că se va comporta bine, dacă nu o să o ajustăm de cumva să se comporte bine, în sensul că voi pune puțin ulei de in pe ea și o să o facem să fie mult mai bună. Eu zic că mă bucur din ce în ce mai mult succes în partea oamenilor, pentru că starea asta de război ne face pe toți să fim cumva mai uniți. Starea de război nu e la noi, e în altă parte, dar ne dă și nouă aceeași stare, ca și cum război ar fi purtat la noi în țară, nici de cum în partea cealaltă. Nu știm, doamna doctor, așa se spune. Spune-mi și noi ce se spune, știți cum e. Bun.
Eu folosesc, lasă și mie și tuburi cu, nu contează ce tuburi de acolo, să leagă la oameni. Pentru reclamă. Dați-l pe ăla, dați-l pe ăla. Pe amândouă. Deci eu folosesc vopselurile Omniton, sunt niște vopseluri extraordinar de bune de la mustache.ro, le găsiți, vopseluri cu niște pigmenți foarte, foarte fin cu care vei picta acum. De, scuzați-mă, ce da. Vopsel de primăvară. Da, o idee. Sunt niște pigmenți foarte fini, profesionali, cu putere de acoperire și cu acest ulei de in și cu pensulele alea. Pânzele la ei, la fel, sunt foarte, foarte ieftine. Deci, intrați pe mustache.ro, uitați cum se scrie, da? Și veți comanda de acolo produse foarte, foarte super tare cu care pictez eu acum. Astea sunt. Bun. Deci văd că nu am primit încă ceva, decât spunând doamna doctor că e ceva, un peisaj, ceva legat de un peisaj. Mă gândesc că nu cumva să mai fie și altceva. Deci numai peisaj scrie lumea atât. Ia să vedem, doamna doctor, un peisaj de primăvară, nu? Ceva vesel de primăvară. Ceva vesel de primăvară, asta am citit și eu. Păi, bună ziua tuturor, ceva vesel de primăvară, Monica Bugiu. Să-i veselim pe oameni. Deci numai atât. Da? Bun. Haideți atunci să facem... Dar eu nu pot face ceva vesel de primăvară pe... Bine, o să o șterg. O facem și o ștergem, pentru că e placă din lemn. Deci nu putem picta pe chestia aia. Bun. Eu pentru că nu am un model în cap acum și nici nu am știut că voi picta modele... Păpădie albă? Păi a spus peisaj, acum o dăm în flori. Ceva vesel de primăvară. Bine, doamna doctor, aduceți ceva păpădie. Poate ceva legat de ce se întâmplă acum în Ucraina. Păi am făcut da, ieri mai... alea... Am făcut legat de Ucraina, să știți, și a fost frumos, da, într-adevăr. Suntem în alături de oamenii care... eu aici, aici dau numai niște ulei de impoftiți? Ce să vă arăt? De Ucraina. Ăla de Ucraina, da, e acolo, dar îmi facem pentru curs ăla, ia ceva, să nu le încurcăm. Da, am pictat, bine, dar alea au fost în cursurile online. Este o bucată de lemn tratată de la magazin, așa am cumpărat-o, este o placă de lemn pe care se pictează icoanele, știți, are tratamentul, le absorbe puțin pentru că el este tratat special pentru iconografie, acolo unde se pictează, știți bine, pe bază de apă. Deci pigmenții sunt pe bază de apă. Aici, pe bază de ulei, tratamentul se comportă cumva puțin diferit. Dar nu cu mult, pentru că noi o să încercăm să îl ajustez cu o peliculă de... Nu mai e o peliculă, că ăsta e un strat de ulei. O să-i dau un strat de ulei, adică o amorsă. Cu această amorsă eu asigur... îmi asigur o posibilitate, să spunem așa. Mi-a sigur posibilitatea de a putea picta cu vopselurile în ulei, să formeze o barieră între tratamentul ăla și culorile care vor veni. O barieră în sensul că, de fapt, nu e o barieră. E mai degrabă un liant care să asigure cumva transportul culorilor, să fie mai, să se imprime cumva mai bine, dacă aș putea spune așa, da? O să dau aici niște ulei. Să știți că nu am un model, nu am nimic în cap, nu am o idee, dar oricum vom picta ceva, asta e clar. E o diferență pe placa de lemn față de pe lemn, față de pictura pe pânză. Pe lemn nu avem acea textură a pânzei, știți? Pânza are împletită, da, cu împletitura pânzei, da? Și la un moment dat acea împletitură formează niște pătrățele, cei drept niște pixele, așa foarte micuți, care se văd cei drept, depinde de cât e de groasă pânza. În acele pătrățele intră culoare acolo și se comportă cumva într-un fel. Deci îți dă o stabilitate, îți conferă o stabilitate. Aici nu mai e în cap pe vorba de așa ceva, aici e cumva diferit. Da? Fiind foarte fin, trebuie să adaptezi tehnica, adică trebuie să adaptezi tehnica, adaptezi stilul, adaptezi posibilitatea de a picta, e cumva diferită decât dacă ai pictat pe o bucată de pânză. Asta în paranteză, pentru că mulți nu știu și spun că e același lucru, ori pe pânză, ori pe lemn, ori că suportul nu este atât de tare important, trebuie să vă spun că suportul este cel mai important lucru pentru un pictor sau pentru cineva care vrea să picteze. Doamna doctor, e frumos păpădia, e frumoasă, ce să zic, dați să vadă și oamenii că s-a dus până acasă și a adus-o, doamna doctor. Spuneți să pictez ceva de genul ăsta. Eu nu zic că n-aș picta ceva de genul ăsta, aș picta, da? E chiar de vară, direct.
Vedem ce facem, dar ia, auziți, doamna doctor? Da. Păi, căutați pe Google, dați pe Google-ul, un search. Mărțișor de primăvară al bust. Deci așa, acum, pentru că am dat acel strat de ulei, eu pun mâna pe el și văd că fuge. Deci, este, aveți grijă la suport, doamna doctor. Cam cât i-ar trebui lui. Nu-l las mai mult, restul îl ștergem cu o bucată de cârpă, o cârpă care să asigure posibilitatea de a lua surplusul, da? Și acum luăm surplusul. Așa. Și acum a rămas o peliculă foarte fină de ulei, care dacă nu e întinsă complet, o să o ajustăm noi să fie întinsă complet pe toată suprafața bucății astea de lemn. Să știți că toată treaba asta, ce fac eu aici pe lemn, puteți să o faceți la fel și pe pânză. Dacă vreți să aduceți o pânză la anumite condiții de lucru, va trebui să știți foarte bine că pânza trebuie adaptată pentru acele tehnici, acele tehnici de execuție, pentru că fiecare pictor va trebui să-și însușească cumva o tehnică, un stil e altceva. Deci o tehnică, mă refer aici la o tehnică, fiecare pictor trebuie să știe să-și adapteze cumva suportul pe ceea ce urmează să fie pictat pe acel suport. Suportul înseamnă pânză, lemn, hârtie, placaj, tablă, perete, etc. Da. Când am eu timp pe ala, doamnă, tot timp, 2-3 ore să pictez pe ala, eu. Vă dați seama. Bun. E cam complicat. Da. Și acum, iată că deja lucrurile încep să pară să fie mult mai bine. Să știți că acest suport pe care l-am dat eu aici, ține foarte mult, e pe partea asta la altă, ține foarte mult de temperatura din cameră, pentru că temperatura din cameră este lucrul cel mai determinant. Temperatura din cameră, adică acolo unde pictați dumneavoastră, dacă este mult prea cald, adică dacă trece cumva de 23 de grade, să știți că această peliculă nu se poate executa, nu se poate picta dacă există 23 de grade. La 23 de grade, deja această peliculă începe să fie cu ulei de in fier dublu secativat, deja procesul de uscare începe să fie rapid, adică în 10 minute începe procesul de uscare și nu veți avea timp să întindeți culorile. Asta înseamnă că culorile se vor înnăclăia cumva și nu se întind frumos, uniform. Asta este valabil și pentru pânză și pentru lemn. Da? Nu vorbesc pe alte suporturi, cum ar fi carton pânzat sau... De fapt, pe cartonul pânzat este același lucru ca și pe pânză. Cartonul pânzat este același lucru pe pânză. Numai că suportul nu mai are șasiul spate din lemn, are șasiul, are un cadru din lemn. Da? Bun. Am vorbit. Hai să vedem ce facem acum. Eu am un verde foarte fain aici. Îmi place și l-aș folosi cu mare încredere. Ați găsit, doamna doctor, ceva? Nu. Haideți atunci să facem ceva vesel. Vom face un copil. Nu? Nu vreți un copil? Nu știu. Uite, am văzut ceva, stați așa, dați înapoi, că am văzut ceva. Ia, stați puțin. Ia. Cățelul ăsta ce ziceți? E super. E super, fain, un cățeluș, nu? Da, și parte. Ăsta așa, pufulitul ăsta? Ciufulitul sau să facem vasul ăsta? Nu, ăsta ceva vesel vor. Cățelul ăla te face să râzi când te face să râzi când îl vezi, da. Deci e mai puțin important ce pictăm, important e să pictăm. Ăsta l-am mai pictat odată, dar e super fain a fost. Da. Aproximativ. Aproximativ, da. Ia să vedem aici. No, hai să vedem și ăsta. Dar oricum le șterg, doamna doctor, deci nu vor rămâne. Nu știu, dar poate dacă nu rămân, nu rămân. Bun, haideți să începem. Uite că am găsit până la urmă ceva frumos, doamna doctor, nu mai căutați. Aveți grijă. Așa, o am pus pe doamna doctor să caute și să facă o grămadă de lucru pentru mine, dar nu pentru mine, cât pentru noi toți. Deci, am găsit un model foarte frumos, un cățeluș, o idee de un cățel, na, ce să spun mai mult, un cățel. Eu am să pun culorile acolo ca voi să le și vedeți mai bine, o să formeze cumva un con de umbră, sper să nu fie atât de tare deranjabil. Dacă nu, o să facem mai încoace să... Ia să vedem. E mult mai bine. Ok. Am pus acolo niște alb, voi pune niște ocru. Să știți că paleta cromatică a mea nu este atât de vastă pe cât v-ați putut închipui dumneavoastră. Eu folosesc umbra asta, ce este? Nu știu. Nu știu ce este, că nu se vede bine că am lumina în față. Asta. Cred că e un ceva, nu?
Dar să vedem aici ce este. Cred că e negru, doamna doctor. Umbra azi, să mai îndați. Și negru este aici. Dar nu-l pun acolo pe negru, că s-ar putea să murdăresc foarte tare. Îl pun jos aici. Negru, aveți grijă, negru să nu-l puneți niciodată pe negru lângă umbra arsă sau lângă culorile care sunt cumva asemănătoare, da? Umbra arsă, negru, albastru închis, culorile închise să nu le puneți una lângă alta, că veți face greu diferența în timp ce pictați și de ajuns numai să faceți o mică greșeală, să duceți niște albastru de cobalt pe o suprafață unde n-ar trebui să fie acolo albastru și atunci toate culorile se vor strica. Chiar dacă o să le scoateți sau o să le ștergeți, e de ajuns că îți strică feng shui în ziua respectivă. Bun, și începem. Eu nu o să mai fac nicio schiță, voi începe direct din culoare, pentru că e foarte ușor pentru mine să încep direct din culoare. Vedeți că pensula, când prima dată o emulsați în ulei, ca să nu fie uscată, da? Să ajungă ulei și aici, da? V-am mai spus de multe ori și mă mai repet pentru toți care nu știu, trebuie să știți că dacă pui culoare direct aici și nu pui și ulei, e că se vor încărca pensulele și se vor strica. Eu le-am mai pus aici niște chestii în astea că le țin în apă și se strică în apă. Ținându-le în apă, mult timp se strică. Bun, și eu v-am spus că nu încep cu schiță, am zis că o să facem un cățeluș, da? Și o să încep așa, pe aici fac veni urechea. Așa, aici o să vină chestia asta, sperăm să nu facem prea încolo. Deci ar trebui puțin mai încoace, o să duc puțin mai încoace să rămână pentru bot, pentru botic. Nu e nicio problemă, ia uitați, vedeți, nu este absolut nicio problemă. Momentul când vrei să pictezi, e de ajuns să vrei. Că după aia lucrurile merg, ele se țin cumva după tine. O să facem și noi o paginație subtilă și o să ne orientăm să iasă paginat bine. Să nu ne ducem cu botul aici. Trebuie să fie cu bot pițor undeva mai pe aici. De aici așa. Uite așa. Aici va veni un ochișor. Aici va mai veni încă un ochișor. Da? Aici este urechea. Așa. Aici este boticul. Ok. Așa, mai pus niște culoare, împrăștii culoarea care o am pe pensulă, prin apăsarea mai mult. Și ce mai trebuie? Roșu, un portocaliu. Las că am la portocaliu, să știți că am portocaliu aici, pentru că mi se pare că ăsta e prea închis și fac culorile mult prea închise și nu e ok. Dar nu, umbra asta este aici, doamnă doctor. A, era umbra asta, am luat-o eu. E umbra asta, nu e negru ăla, să știți, e umbra asta. Da. Roșu. Bun, roșu nu mai trebuie, nu o să mai trebuiască. Aici este boticul. Acum să vă spun ceva. Vedeți, o să vă uitați la mine și o să spuneți, wow, ce repede face, cât de repede poate să apară un cățeluș la el. Acolo, uite la mine cât de greu mă chinui să fac un cățeluș. Să știți că nu e nevoie să faceți din mână liberă, nu vă cer să faceți din mână liberă. Adică, dacă nu puteți și nu credeți că e cazul să faceți din mână liberă, puneți pur și simplu, vă duceți la imprimantă sau dacă nu, ce știu eu, cu un videoproiector, nu știu, n-am idee, ceva, care să vă ajute o schiță făcută cumva de ceva, de un aparat ceva, dacă nu puteți din mână liberă. Pentru că de mână liberă, eu știu că ambițiile sunt mari, dar poate nu aveți posibilitatea de a face un desen bun. Și asta nu înseamnă că nu mai trebuie să pictăm dacă nu avem posibilitatea de a face un desen bun. În ce caz nu aveți posibilitatea de a face un desen bun, adică nu aveți talentul la desen, nu este nicio nenorocire. Luați și puneți cu indigo, faceți cu ceva. Nu vă lăsați, da? Ideea este să încercăm, să încercăm să realizăm ceva, pentru că forma asta de pictură, pictura asta nu e altceva decât o formă de terapie, este o terapie. Prin pictură se poate face terapie. Eu, de exemplu, probabil dacă nu aș fi fost pictor, era cu totul și cu totul altceva, dar pentru că sunt pictor, mă bucur și de treaba asta. Și pot să spun că este o formă de terapie, pictura, adică îți face bine la organism, nu îți face nimic rău. Bun, eu acum am să iau puțin albastru și pensula murdare de culorile care le aveam acolo. Vedeți? Și o să încerc ce înseamnă acum eboșa. Eboșa este o schiță bazată pe culoare, culoare care poate fi modificată în timpul exercițiului de început al unui tablou, a unei lucrări. Deci începutul unei lucrări este acum ceea ce facem noi aici. Se cheamă eboșă. Deci
este o schiță din culoare. De ce pun acum și fundalul, pun și în același timp și conturez și cățelul? Păi e foarte simplu de ce. Pentru că acum, dacă cumva, uitați, vedeți, am făcut botul prea gros și acum aș vrea să-l mai subțiez. Cum fac? Știi cu cârpa? Nu, nu va trebui să învățăm așa. Va trebui să învățăm că putem completa din culoare peste, da? Și uite, venim cu culoare peste. Aici e o mică mare problemă. Ca să vii cu culoare peste, trebuie să știi să pui cantitatea de culoare care trebuie, adică să nu fie subțire, dar să nu fie nici foarte, foarte tare gros, pentru că după aia, dacă cumva vii cu o altă culoare peste această culoare și e mult prea groasă, nu o să-și mai facă treaba bine. Și atunci trebuie să vii cu o culoare atât cât trebuie să asiguri cumva acoperirea culorilor acolo unde ne interesează, în cazul meu. Vorbesc acum în cazul respectiv, da? Atât. Uite așa, mai subțiem puțin. Mai să mai iau puțină culoare. Ce vreau să zic vis-a-vis de ulei. Să știți că nu mai pun ulei deloc, pentru că deja, pentru cine nu a intrat de la început, nu știe despre ce este vorba. Lucrez pe o placă de lemn, da? Pe un panou de lemn tratat. I-am dat o peliculă de ulei de in, un strat de ulei, după care l-am șters cu cârpa și după 2 minute am început să pictez pe el. Pictura este pe... pictura este în ulei, în momentul de față eu pictez în ulei, nu pictez în acrilic, nu fac eboșa în acrilic, o fac direct în ulei și cam asta este. Și această lecție este sponsorizată de magazinul mustache.ro. Este un magazin online de produse pentru cine vrea să picteze, pentru pictori, pentru începători, da? Pictez cu vopselurile lor, cu materialele lor. Astea sunt pensule. Astăzi mi-am reînnoit cumva arsenalul de pensule, pentru că le-am avut pe astea mult timp, am pictat cu ele și am văzut că sunt foarte bune. Și le-am spus, băi, nu vă pot face reclamă pe pensulele mele vechi, trimiteți altele noi. Și oamenii mi-au trimis altele noi și vreau să vă spun că sunt foarte, foarte bune. Deci pigmentul este un pigment de la Umniton, deci vopseaua care se află, cu care pictez eu acum, este vopsea Umniton, care costă undeva la 20-30 de lei un tub și va ajunge ani de zile dacă pictați doar ca și hobby. Da? Bun. Eu acum o să pictez atât culoarea de fundal, da? Pe partea de fundal, cât și pentru cățelușul care o să-l pictez imediat. Da? Uite, vedeți? Am pus culoare și dacă cumva boticul e mult prea în afară, ia uitați ce fac. Îl aduc înăuntru. Și îl aduc înăuntru în așa fel încât culoarea pe care am pus-o eu este o culoare compatibilă cu culoarea pe care culoarea cățelului, da? Să spunem așa. Culoarea pe care pictez eu acolo. Culorile astea trebuie să știți foarte clar că dacă nu sunt culori compatibile cu care se poate să se încadreze, să se amestece culorile între ele și să obțină culori pe care tu ți le dorești, adică, vezi tu, dacă ai să lucrezi cu culori care nu sunt compatibile între ele, nu o să meargă și o să murdărească pictura. Bine, o să spui acum, bine, dar ce e culoarea compatibilă și ce nu e culoarea compatibilă, adică cu ce aș putea și cu ce n-ar trebui? Păi e foarte simplu. În primul rând trebuie să știi când te apuci de pictat, de un tablou, trebuie să știi să-ți alegi culorile. Prima dată tu când vrei să pictezi, trebuie să vezi cam ce culori mi-ar trebui mie, ce paletă de culori însemnând. Adică vreau să pictez, uite, de exemplu, cățelul ăsta. Luăm exemplu ceea ce avem în față acum, în momentul de față. Și noi să spunem, uite, eu vreau să pictez un cățel cum îl face maestru acolo. Ok, pentru acest cățel mă uit la o poză. Evident, pentru că va trebui să aveți o poză, un model, cred că nu o să stea cățelul să vă pozeze. Te uiți acolo și spui, uite, am pe model, am alb, da? Am culoarea alb și albastru, pe care o să-l amestec cu puțin ocru, da? Umbră arsă, și o să rezulte o culoare de aici, de sus. Da? Mai avem puțin negru pe la ochi și pe zonele unde sunt cu umbre intense, adică pe aici, pe undeva, pe la ureche. Da? Uite, să și fac așa, ca să și vedem. O să și pictez în același timp, să vedeți cam pe unde. Da? Uite, de exemplu, mi-ar trebui pe aici, pe la ureche, mi-ar trebui puțin negru. Aveți grijă cu negru. Negru nu e o culoare care poate fi ușor stăpânită. Nici măcar nu poate fi stăpânită. Culoarea neagră este o culoare foarte tare și greu intră în amestec cu celelalte culori. Dacă ar intra în amestec cu celelalte culori, este un negru care nu ar fi un negru de fum, ar fi un negru, un alt fel de negru care să fie mai puțin agresiv. Pentru că negru este o culoare foarte tare agresivă și îți va... murdări culorile dacă nu știi să-l stăpânești. De-aia eu spun că bine ar fi să nu folosiți culorile
închise la culoare, adică să folosiți culori, în primul rând, pentru cei începători, ar trebui să știe culorile bazate, culori de pământ, să spunem așa, adică cele pe care, cu care lucrez eu acum, sunt culorile care v-ar putea ajuta foarte mult pe viitor. După care, dacă veți reuși să treceți peste acest prag de înțelegere a culorilor, veți reuși să puneți și alte cromatici de culori, dar astea vor trebui să fie o trecere în timp și nu o trecere dintr-o dată peste noapte, să credeți că veți putea. Dacă credeți că veți putea, să știți că vă înșelați și nu veți putea trece peste aceste înțelegeri de care vă spun eu, pentru că experiența mea de atâția, de 30 și ceva de ani în domeniu, îmi spune foarte clar că nu e ușor să începi să faci, eu mă concentrez și pe ceea ce fac, să începi să faci ceva fără a avea un îndrumător, deci fără a avea un maestru, fără a avea un pictor după care tu trebuie să ții cont de regulile lui. Da, cam asta este treaba cu pictura. V-am spus, acest curs este oferit de magazinul mustache.ro. O să mă mai sune acea persoană, să știți că este un client. Și tot o să mă mai sune în continuare. A sunat cineva? Da, în direct acum. Și tot o să mai continui să mă sune. Bun. Hai acum să punem puțin alb. Vedeți că începe să apară. Cât de cât încep contururile să apară. Ia să vedem cu pastă albă mai groasă ce se poate face. Să știți că dacă știi să pictezi corespunzător, ceea ce înseamnă pentru dumneavoastră a picta corespunzător este absolut beznă în capul dumneavoastră. Cum adică să pictezi corespunzător? Păi de simplu, pentru a deține o tehnică, pentru a deține o tehnică, înseamnă că începi să înțelegi ceva și asta înseamnă că pictezi corespunzător. În momentul în care deții o tehnică, pictezi corespunzător. După ce ai deținut tehnica respectivă ceva o perioadă de timp și după un studiu foarte amplu, începi să-ți formezi un stil. Iată că prima dată ar trebui să știți ce înseamnă tehnica și după aia să vorbim despre un stil propriu care să fie demn de semnătura dumneavoastră. Da? Deci nu se poate, cum vedeți la televizor, că vai Doamne, peste noapte poți să devii pictor și să ai drept de semnătură. Drept de semnătură ai peste orice și oricând și oricum. Dar ca să fii recunoscibil, trebuie să ai un stil al tău. Da? Nu, tehnica e altceva. Tehnica este ceva ce te face să pictezi într-un stil. Da? Uite, punem pastă groasă. Să știți că o pasta asta groasă o pot după aia sfuma, dar la început o să estompez cu celelalte culori între ele, o să fac un estompaj între ele, o să vedeți lucrul ăsta imediat, dar să știți că lucrul ăsta e estompajul. Estompajul este atunci când vrei culorile, de exemplu, sunt tăioase între ele, culorile mai închise alături de culorile mai deschise, sau, depinde de caz, sunt culori care ar trebui cumva fiind prea dure, cu o pensulă mai mare dai și se cumva transportă culorile închise spre culorile deschise. Și invers, culorile deschise se transportă către culorile închise și atunci încep un estompaj între culorile deschise și în culorile închise, da? Ele devin cumva, se unesc cumva, dau mână cu mână, da? Nu, că astăzi m-am gândit eu la clientul ăsta și uite, m-a și sunat. Eu am... Așa, bun. Totuși continuu să pun pastă groasă. Albul pe care folosesc eu este un alb de oxid. În mod normal, eu folosesc albul de titan, da? Pentru că acum, la îndemână, mi-a venit albul de oxid. Îl folosesc pe ăsta albul de oxid. Ce se întâmplă? Albul de oxid nu mai căutați, îl folosesc pe ăsta. Albul de oxid, diferența între albul de oxid și albul de titan, pentru cine nu știe, pentru cine știe, e foarte bine să mai afle încă în continuare lucruri. Diferența este diferența de acoperire, puterea de acoperire. Albul de titan este un alb foarte puternic, cu o putere de acoperire foarte mare, adică nu trebuie strat gros pentru a acoperi o suprafață care vrei să fie albă. În schimb, albul de oxid, diferența între albul de titan și albul de oxid, este că albul de oxid este mai puțin alb în ghilimele, mai puțin alb, dar în ghilimele, și este și el la un moment dat foarte alb, dacă îl pui foarte gros, nu atât de și albul de oxid îți oferă transluciditatea culorii, îți oferă transparență albul de titan. Deci, dacă vrem să facem amestecuri de culori
cu alb de indicat, de preferat ar fi albul de oxid, da? Nu albul de titan. Albul de titan este foarte tare și nu permite amestecul celorlalte culori. Permite, dar permite într-o anumită măsură, da? Nu este permisibil ca și albul de oxid, da? Asta este diferența între albul de titan și albul de oxid, da? Unul este permisibil, transparent, albul de oxid, celălalt este dur și nepermisibil. Este mai, eu îl folosesc pe cel mai dur, adică pe albul de titan, decât pe albul de oxid. Bine, asta e cazul meu. Avem ceva mesaje? Nu. Nu avem, nu? Mulțumim frumos, mulțumim mult, o idee bună în copil. O idee bună, da. Ia uitați, vedeți ce frumos facem aici, pac, pac, venim, tac, tac. Uite așa, ne uităm să vedem cum vine boticul. Mai punem alb. Mie îmi place să pictez mai păstos, v-am spus. Și faptul că îmi place, nu e tot una că aș vrea. E că trebuie să înțelegi, să deții controlul pastei groase, adică a culorilor groase. Pentru că este un control aici, să știi să-l deții. E un control pentru că iarăși ne toacem la tehnică. Neavând o tehnică, este și normal, este evident că nu veți reuși dacă nu ai un control. Deci trebuie să ai un control asupra cantității de culoare, să știi să o folosești. Asta înseamnă ani de experiență și vei putea înțelege de ce îți trebuie un control asupra pastei groase. Pentru... Cum? 3 ani de experiență. Doamna doctor a ridicat așa timid 2 degete și a spus 3 ani de experiență, știi? Dar timid, știe că nu e vorba de 3 ani. Doamna doctor are grijă tot timpul să nu vă sperii. Aici este partea din gât, în partea asta. Aici este urechea, așa cum am spus. Uite, aici voi face și eu o chestie foarte mișto. Voi face o zgardă, o zgărduță, ceva. Uite așa. Bine, puteți să-l pictați și dumneavoastră după mine, dacă doriți după mine, în mod deosebit după mine, dar puteți să-l faceți și cățelul care îl aveți acasă sau modele pe care le găsiți dumneavoastră pe internet, că păi slavă Domnului avem acum, nu mai e ca înainte, când mergeam pe la bibliotecă și căutam săracul de mine, mă rugam de bibliotecarul de acolo să mă lese și pe mine să pozez și vineau și spuneau, dar nu e voie, nu se poate, de parcă zici că făceam nu știu ce și eu copil fiind, da, bine, gata, numai. Și mă bucuram să văd o fotografie alb-negru, adică nu color, să n-aveți impresia. Ori acum avem de toate, ce să mai... Țin minte, mă duceam pe la fabrica de săpun și vorbeam cu ea de pe acolo să-mi dea și mie niște alb de oxid, că nu... Era complicat, ce să mai... Nu găseai nici vopselul. Pe la chimicale ne duceam și căutam oxizi, prafuri, pungulițe, de ocru, de negru, de roșu. Știți cum era? Nu știți de asta, nu? Nu știți, n-a spus vremurile alea, doamna doctor, ce să vă fac? Sunteți mai tinerică. Aici la nas, o să vedeți la boticul ăsta, de fapt ăsta e nasul, pe unde miroase el, e clar, ăsta e nășucul. Uite așa, o să fie o trecere de culoare, dar asta e o trecere graduală. Să știți că dacă veți încerca din prima să scoateți niște lucruri și poate mă gândesc că unii dintre dumneavoastră cred că ar putea să scoată din prima anumite lucruri. Probabil că o să iasă pensula asta, așa, pensulația asta și probabil că o să se mulțumească cu ea. Eu vă spun să nu vă mulțumiți doar cu reușita unei pensule date la întâmplare, ci va trebui să faceți studiu mai amplu ca să vă reușească din ce în ce mai bine, da? Eu nu știu ce o să pregătesc eu în țară cu dumneavoastră, că cred că de ordinul miilor de oameni care pictează de când tot pictez eu, cred că am ajuns să fiu, cred că cel mai... popular pictor în mediul online datorită cursurilor astea pe care le fac în mediul ăsta.
Pentru că pictorii, în general, cei care au experiență, se rezumă în atelier și nu mai dau mai departe ștacheta, nu vor să o predea la alții, spunând că semnătura lor și valoarea lor și toate alea a lor sunt ale lor, datorită lor, pentru că au studiat și la 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 și bla bla la. Și toți anii ăștia în care eu am încercat să studiez și eu, să văd și eu un pictor cum pictează, să văd și eu pe cineva care să-mi dea și mie un sfat, nu am găsit pe nimeni. Și atunci când a apărut mediul ăsta online, l-am văzut prima dată pe, uite când sar acum, e un pictor în, român în Spania, Florin, ăla care pictează Florin și mai cum unul cu mustăcior așa. Nu, doamnă. Uite cum sare. El pictează în Spania. Și pictează mult acuarel. Pictează numai acuarel, da. Și m-a sunat și am întrebat cu el în vorbă și zice, păi cum tu nu faci din astea online video din astea? Păi zic, cum să fac astea? Acum vreo 3-4 ani. Și zice, păi uite așa, așa, apeși butonul ăla și m-a învățat el, că nu știam. Și de atunci, dă-i frate, numai pe online am fost. Vedeți, poți să te duci în afară cu nasul, astea sunt mai experimente, acum v-am spus, eu o să șterg placa asta de lemn, că nu-mi trebuie mie, da? Și după aia, uite, vezi, poți să vii cu pensula și să te retragi culoarea înapoi. Adică ieși cu ea în afară, dai cu ea în afară și pentru că sunt complementare culorile, nu se întâmplă nimic, ia uitați, vezi, o iei așa și ia uite-l, pac, l-am tăiat înapoi tot, vai ce mirare, ia uite, de aici de sus, da, pac. O să spuneți, unii dintre dumneavoastră, da, eu știu lucrurile astea, ce mă mai la nebunul ăsta că eu știu o grămadă? Eu zic că nu cred că știți câte știu eu vis-a-vis de pictură și dacă credeți că știți, nu știți, pentru că nici eu nu știu. Asta? Nu, nu. Îmi pare rău că i-am uitat numele de familie, pentru că știți ce s-a întâmplat? A fost o neînțelegere, mi-a ieșit din pagină și nu l-am mai găsit după aceea. Și omul mă suna și mi-a zis, zice, nu te mai pot găsi la Orențiu. Da, nu contează. Bun, hai să vedem ce mai putem merge mai departe. Deci, ați înțeles, da, ideea? Bun, eu nu intru în detalii din prima, pentru că nu sunt convins asupra faptului că desenul ăsta nu va mai, pentru că acest lucru nu va mai suporta și alte modificări. Da? Pentru că el va suporta modificări în felul că, de exemplu, uite, acum vreau să mă uit, să mă orientez asupra botului, da? Și pun pe aici, pe la bot, niște culoare și zic, bă, cade pe aici, aici vine cuta de la fălcuțele lui, pe aici vine nu știu ce, ok. Și dacă nu vine așa? Și dacă vine altfel? Nu contează, fiți atent, pentru că lucrez cu culori complementare și culori care pot fi, să intre în amestec una cu alta, fără a deranja, ia uitați, vedeți, se pot modifica în așa fel încât pentru voi totul să fie o poezie pictura, nu va trebui să fie altceva decât o poezie pictura și nu o trudă, o povară. Știți când veți începe să pictați, să și creați prin ceea ce faceți? Când pictura devine o poezie și nu o povară. Pentru că pentru mulți dintre dumneavoastră, acum pictura este nu o povară, dar nu este niciun mod prea relaxant. De aceea spun că este o formulă de terapie până la un nivel. De la un nivel încolo devine cumva un lucru pe care vrei să-l stăpânești. E clar că fiecare dintre noi simți nevoia de a stăpâni acel lucru pe care îl facem. E, în momentul ăla începi tu să înțelegi că pictura nu e chiar un lucru simplu. Și după ce înveți toate lucrurile astea, după ce deții tehnica lucrurilor, tehnica execuției a unei lucrări, a unui tablou, vei putea să și creezi, vei avea posibilitatea de a crea. Atunci te poți juca și atunci poți să dezvolți, să faci din pictură poezie. Atunci te poți numi pictor, da? Cu drept de semnătură, cu ce vei tu. Și chiar v-am spus. Florin Ștefan, așa. Da, de unde știți? V-a scris cineva? Cineva. Da, Florin Ștefan, mulțumim, da. Îmi cer scuze că i-am uitat numele. E un nume de rezonanță, n-ar fi trebuit să fie uitat, dar asta e omul, în general, uităm. Și omul ăsta, într-adevăr, mi-a făcut bine că m-a învățat niște lucruri, o grămadă de lucruri. Mă rog, nu mai facem nicio... Bun, și construim în continuare și ne ducem frumos pe aici, să mai facem, mai punem puțină pastă groasă, da? Acum, e o problemă cu pasta asta groasă, pentru că am așteptat mai mult de, lucrez de mai mult de 20 de minute aici cu dumneavoastră, da? Nu? Am 20 minute? Am mai mult, că am început la, bine, da, am mai mult, am jumătate de ori. Acea peliculă deja s-a și uscat, nu mai există pelicula aia. Aici la mine e uscat, pentru că l-a absorbit deja culorile din trecut. Și acum înseamnă că aici va mai pune puțin ulei.
Vă spun toate lucrurile astea pentru că și dumneavoastră o să întâmpinați aceeași problemă ca și mine, da? Veți întâmpina, dacă nu chiar problema va fi asta pentru dumneavoastră, dar când veți da cumva în probleme de genul ăsta, să știți, pentru că pelicula aia se usucă și din momentul când se usucă pelicula aia, nu e chiar un dezastru, dar nu mai e nici prea tare confortabil. De aceea, dacă vreți să pictați în stilul vechilor maestri de odinioară, maestrii picturii baroc, da? Flamandă, trebuie să știți că dacă vreți să pictați așa, în felul ăsta, pentru că se poate picta în felul ăsta, trebuie să vă las pe porțiuni mai exact, adică dacă vreau să fac, dădeam cu o peliculă, după ce făceam o schiță, în prealabil, dădeam o peliculă de ulei și picteam în doar acolo, pentru cățelul ăla. Nu mai puteam să obțin și tehnica asta. Vedeți că dacă am greșit și m-am dus mai acolo să vin înapoi. Astea toate lucruri care încet, încet, câte puțin, fiecare dintre astea o să începeți să le cunoaște și să aveți control asupra lor. V-am spus, abia după ce deținem control asupra tehnicii, putem să ne gândim la un stil. Da? Ceva care să ne caracterizeze pe noi ca și individ, ca și pictor. Da? Pentru că după ce veți stăpâni stilul, tehnica, atunci te poți numi pictor. Vei avea implicit și un stil și vei fi recunoscut de cei din jur. Și ăla e lucrul cel mai frumos, să știți, pentru cineva care pictează. Da? Aici este peptul cățelușului. Ham, ham, ham. Să știți că aici e mai complicat zona asta, pentru că nu e un bot atât de lung cât pare până aici. Este cumva o chestie de genul ăsta, așa, care pare o să fie rotund. După aia sunt niște efecte pe așa. Bun, hai să pictăm puțin și la ochi. Să intrăm puțin în detaliu pe ochi. Haideți că nu mai stau, mai sunt câteva minute și va trebui să închidem online-ul. Eu zic că aceste materiale de la mustache.ro, eu zic că pictând de atâția ani de zile cu ele, studiindu-le și tot ce vedeți că pictez doar cu materialele lor, eu zic că merită să cumpărați de la ei și să nu cumpărați din altă parte, pentru că nu sunt bune din altă parte. Iar dacă astea de la mustache nu vă plac, să-mi spuneți mie că nu vă plac. Mie să-mi spuneți personal, uite, maestrele astea nu sunt bune așa cum le-a spus. Te salutăm după aia raftul cu tuburile. Da, după aia o să vă arăt raftul cu toate tuburile mele. E bine de să... Bravo, doamnă doctor. Haideți să vă arăt raftul cu tuburi și după aia o să vorbim. Să vedeți că nu vorbim în dodi, cum s-ar zice. Ia uitați-vă. Deci, astea așa, nu mai zic de ele consumate pe aici, pe acolo, dar sunt tot Omniton, deci toate sunt produse Omniton, da? Aici sunt acrilicele, toate ce vedeți pe aici sunt acrilice. Deci cam așa e când pictezi, îți trebuie o grămadă de materiale. Salutați, doamna doctor! Bun. Și acum la doamna Doina Matei. Doamna Doina Matei este... Le cunoaștem de 1000 de ani. Știți cine, nu? Da, cum? Stați așa, să... E puțin într-o parte, acum am văzut și eu, dar... Aici, fel pare botul că e mai lung decât trebuie. Pare, doar pentru că nu este deloc lung. Bun! O să mai încercăm puțin să mai lucrăm câte puțin și între timp vom mai și vorbi, da? Vom aduce și informații legate de ceea ce facem, pentru că este cel mai important pentru un pictor, înainte de orice, chiar dacă nu este pictor, pentru cineva care vrea să picteze, înainte de orice trebuie să știe că starea de lucru a unui om care vrea să picteze, să nu mai spunem direct pictor, da, este o stare, să aibă o stare de liniște sufletească, în primul rând, da. Dacă nu ai o stare sufletească liniștită, să știți că nu o să puteți picta. Nu e vorba de creație, e vorba de concentrarea pe acele lucruri de care tot vă spun eu aici. Fără o concentrare nu o să reușiți să faceți mare lucru, deci trebuie să avem o stare bună atunci când ne apucăm de treabă. Adică nu trebuie să fim stresați, nervoși, supărați, agitați, etc. Da? Cum? De ce am fi stresat?
De ce am fi? Păi, de ce să nu vin, doamna doctor, că acum deschid cutia Pandorei. Lumesc, domnule. Da, domnule, și n-am mai dat ăștia nici cu bomba. Cum zicea. Da. Bine, oameni, în general, noi ne speriem. Cel puțin eu am fost un speriat o viață. Noroc de dumneavoastră că mi-am mai revenit și eu. Glumim aici. Bun, deci, acum vedeți, eu o să încep să pun din ce în ce mai mult pastă groasă, culoare neagră, da? Nici n-am intrat în detalii la ochi, la nimic. Și cu toate astea, nu intru în detaliu, dar se știe că aici va veni un ochișor, se știe că aici va veni urechea, se știe că urechea va avea și o cută, se va cuta puțin pe aici, da? Ia uitați. Din momentul în care încep să-ți dai seama de lucrurile astea și lucrurile merg așa ca unse, să spunem, din momentul ăsta să știți că e foarte ușor să pictezi. Da? Atunci începe artistul, când stă relaxat, poate crea. Da? Deci dacă nu ești relaxat, și cum poți să fii relaxat dacă nu ai o tehnică? Deci, vedeți? Tot acolo ajungem. Doamna Mirela Riza spune că, într-adevăr, acrilicile de la mustaș sunt foarte bune, în special cele Amsterdam. Da. Toate sunt bune, da. Bine, alea sunt profi alea. Tot eu am spus, cumpărați, că sunt bune și au fost și la... Și ce se întâmplă? Eu am pus aici pastă groasă, iar acea pastă groasă, să știți că ea creează și efectul de păr pe bot. Da? Nu păr pe bot. Pe botișor, da? Deci, oricum, ce fac, ce pictez aici cu dumneavoastră, eu o să șterg lucrul ăsta, pentru că placa asta este pentru un portret de Rembrandt, nu este pentru... Ce? Nu mai spun? Dar ce vreți să fac cu asta? Păi faceți cățel. Facem cățelul, da, vreau. Da, munciți aici așa. Ne mai ducem culoare dinspre culoare închisă, dinspre culoare deschisă spre culoare închisă, dinspre culoare închisă spre culoare deschisă. Deci este un permanent joc al culorilor aici, da? Asta facem, da? Un subiect foarte mișto și amplu a fost un studiu pe Gioconda, pe care l-am avut cu cursanții mei din atelierul de pictură online și pentru cei din atelierul fizic de aici, din atelierul din București. Când luați culoarea cu astfel de pensule, să învârtiți tot timpul, uite așa să faceți, da? Să învârtiți, ca firul de păr să fie, să se aranjeze, să stea cu vârful drept, da? Vedeți? Și când pictați, aveți punct de sprijin degetul micuț aici, ca să nu se, să nu se miște mâna, da? Vincent Rodriguez. Ce s-a luat o zi de Bogota, Colombia, maestru. Ah, din Columbia. Aia... Saluta! Columbia! Salutări, Columbia! Țin minte când pictam pe vremurile bune, când Facebook-ul nu mă restricționa pentru că fac astfel de lucruri, pentru că Facebook-ul te restricționează când se face astfel de lucruri. Da, îi zic acum că vai doamne. Bun, țin minte, aveam până și de pe continentul asiatic erau care mă felicitau, adică vă dați seama, din continentul asiatic erau mulți, scriau în engleză, scriau... Era o chestie super mișto, după care s-au gândit că vor să facă bani și n-a mai fost ce a fost. La ei oricum, la ora asta e noapte. La ora asta e noapte la ei, nu? Da. Unii în Columbia? Nu, în Asia. Știu că am câțiva artiști din Columbia, să știți, la mine pe pagină. Flora Rădulescu se salută din Germania. Să rămână doamna Floria, să rămână Germania.
Măi, numai să nu mă audă ăștia radio, mai că au un program pe... Acum mi-am dat seama că merge radio, au un soft ăștia de la Facebook și dacă văd softul ăla simte muzică de undeva, o melodie, ceva care este cu drept de autor, îmi blochează tot sunetul de la tot ce am vorbit eu până acum. De-aia bine ar fi să fie închis radio-ul ăla, închideți-l. E un buton mare acolo. Sus, l-ați văzut? Ăla, închideți-l. Că după aia ne strică tot, toată treaba. Ori filmulețul ăsta pleacă pe YouTube. E o doamnă care le ridică pe YouTube. Dacă am pus altă culoare. Da, uite, vedeți, am pus altă culoare, da? Am greșit și am pus altă culoare. Ia uitați să vedeți cum se poate remedia. Iau puțin albastru, puțin alb și ia uitați. Pentru că sunt culori care fac parte din același... Ia uitați. Corectăm din nou, se mai poate puțin ajusta. Aici o să trebuiască partea asta de jos, îi mai facem o chestie aici. Bun. Deci, facem așa. Mulțumim în primul rând magazinului mustaș.ro pentru această ședință, da? Video, pe care au sponsorizat-o ei, ce-i drept. Cumpărați produse de la ei pentru că sunt de o calitate extraordinar de bună. Pictați în continuare, postați-vă lucrările. Ținem aproape pentru că eu voi mai intra datorită lor, voi mai intra. Eu am un curs de pictură online, normal că trebuie și eu să întrețin familia, atelierul de pictură, cum se cheamă, atelierul de pictură Popa Laurențiu, nu? Este un curs online. Ce să vă mai spun mai mult? Aici, în București, mai sunt două locuri disponibile. Pentru cursanții care vor să vină din București, pentru cei care sunt din București și vor să vină fizic în atelier, mai sunt două locuri disponibile în atelierul mare, de aici. Veți putea pita alături de mine și de ceilalți colegi ai dumneavoastră. Ia uitați, vedeți că o pensulă, de exemplu, de genul ăsta, așa, putem obține pensulație care să pară cumva, într-un fel, că facem blănița, știți, și prin pastă groasă, vedeți? Asta când se vor usca, vor crea un efect foarte frumos. Vedeți? Ia uitați, din pastă groasă. Nu știu cât de bine se vede acolo, o să intru mai mult în zoom. Vedeți? Ia uitați, din pastă groasă. Asta este doar o eboșă. Gândiți-vă când vom picta propriu-zis tabloul ăsta, cățelul ăsta, adică o să intrăm în detalii pe ochișor, da? O să facem ochiul în detaliu. Hai să mai facem puțin și la ochiul ăla, să nu credeți că nu știu să fac ochiul. Mi-aduc aminte când făceam primele cursuri, adică când făceam primele online. Doamne, ce mai râdeam cu lumea pe online. Acum am devenit, parcă zici că am îmbătrânit, devin prea... e venită după programul. Nu, dar nici eu nu mai sunt atât de comic cum eram înainte. Pe am devenit și... Nu știu, starea mea nu mai am. Râdeam, era o stare frumoasă. Spuneam glume, povesteam din viața mea.
Vedeți cu pastă groasă ce efecte minunate se pot da cu această pastă groasă și cu această pensulă minunată de la mustaș. Sunt... Asta-i dans? Da, astea care mi le-au adus azi, care le-am înlocuit cu cele vechi. M-am dus la un magazin aici în București. Nu, dar trebuie să zic treaba asta. Că e de zis, că așa m-au și cunoscut cei de la mustaș, de la mustaș, da. Și ăștia de la magazin, vânzătorii, printre vânzători era și patronul, patroana magazinului, sau cum se zice, manager, cum mai nu. Și zice, vă mulțumim că zice, ne faceți reclamă la magazin, că ați spus că cumpărați de aici și că aia, așa, vă mulțumim foarte mult. Păi și la un moment dat, pe teșghea, îmi vine un produs. Un produs, un roșu, un roșu foarte pulvescent, care l-am și acum pe acolo. Și zice cu ăsta. A, păi zice, nu s-a vândut, zice, vin la dumneavoastră cadou. Păi bune? Da. Bine. Păi aia, peste un timp, zic, băi, dar stai că mie vine o idee. Zic, ce-ar fi să le spun la ăștia că le fac reclamă pe online? Zic, și uite, așa, așa. Mă, deși spun, uite, așa, așa, zic, nu vreți reclamă pe... A, nu, că la noi se vând materiale destul de bine. Bine, se vând destul de bine, ok. Și așa m-au cunoscut cei de la mustaș, că le-am spus treaba asta, povestea asta. Și după aia îmi spune, auziți, și ce? Hai gândiți că ne-am gândit, după ce deja îi făceam la mustaș. Ne-am gândit, nu vrei să ne faceți reclamă? Zic, doamne, când v-am rugat un an de zile și v-am tot spus, v-am bătut apropo, dar nu l-am înțeles. Ei, acum zic, n-am cum, nu pot să fac la două magazine la... să le vorbesc despre produse și n-am cum. Când spun la unul că e bun, când spun că e la altul. Păi n-am cum, dacă am început cu ei, nu am cum. Gata, pa, s-a terminat. Da, și uite, așa au rămas lucrurile într-un fel. Știți că dacă nu erau ei aici acum, probabil că eu nu mai intram, nu că probabil, sigur nu intram să fac lucrurile astea, pentru că eu am cursuri online de pictură și acolo trebuie să le împărtășesc celorlalți care, na, sunt din cursurile mele de pictură. Trebuie să... Ia uitați ce frumos și aici, vedeți? Eu din când în când mă mai la doamna doctor să nu cumva spun pe prostie. Dar bă, când n-a zis nimic. Înseamnă că n-am zis atât de multe, nu? Mai dăm din casă. Mai dăm din casă. E. Când vă întâlniți cu doamna doctor pe stradă să-i dați o înghețată, că... E super. Da, păi așa se pictează. Deci ăsta este modul de pictură în care tu, ca și artist, te simți bine, relaxat, nu trebuie să fii stresat, da? Bine, acum condiția fiecărui individ acasă, familie, soție, copii sau invers, soț, familie, copii, de cele mai multe ori cam aici e treaba, nu prea mai pot aduce o stare extraordinară de lucru, pentru că sunt factorii de zi cu zi care te determină să nu mai fii, cum zic eu așa, zen. Da. Uite, acum o să mai aducem puțină culoare închisă, nu știu câți mai sunt, mai avem urmăritori, 70. E bun. Deci, o să mai aducem puțină culoare închisă pe aici, vedeți ce frumos? Ia uitați, vedeți? Chiar dacă, să spunem că în prima fază vi se părea că, băi, parcă e ceva neregulă, parcă nu știu cum, parcă nu știu ce. Nu e, e destul de bine picat și va fi și mai bine picat. Nu știu dacă nu strălucește așa. Nu strălucește. Vede mai bine, da? Da. Mă deranjează pe mine acum, da, nu mai contează. Pentru că, eu v-am spus la început, este doar o eboșă, da? Peste care, din ce în ce mai mult, vom veni cu pastă mai groasă, mai consistența culorilor va fi din ce în ce mai mare, va fi mai remarcabil pentru privitor consistența de culoare. Iar toată chestia asta, consistența de culoare, să știți că nu zic că n-ar putea să o facă oricine. Poți să o facă. Mulți poate să facă, să pună pastă groasă și dacă nu reușește cu pastă groasă, pune pastă de volum, că există pasta de volum acrilic, care te ajută să înlocuiești această pastă groasă. Da, dar este o butaforie aia, nu este un lucru bun, din punctul meu de vedere, nu e un lucru wow. Știi, când faci
pui pastă și spui că ai pictat gros. Da? Nu. Grosul, partea, uite ce fac eu acum, partea asta cu vopselurile groase, este o experiență care o să o dobândiți cu garanția, vă garantez eu că o să o dobândiți fiecare de dumneavoastră, doar cu condiții, să nu vă culcați pe ureche și să credeți că veți reuși chiar dacă nu veți picta. Deci asta cu reușita este, trebuie să mult studiu, da? Dacă facem studiu, să știți că vom reuși. Dacă nu e studiu, n-ai pe ce reuși. Da? Asta e un fel de cocker. La mine, eu am avut cocker și mi-a fost așa de drag. Lady, o cățea. Nu contează că e frumos. Și nu, lucrez din imaginația, adică mi-aduc aminte cum era cățelul meu. De-aia am spus că frumos ar fi fiecare să-și picteze un cățel pe care îl au și să postați, domnilor. Doamnelor, domnișoarelor, cine e acolo? Doamne, postați, domne, ce pitați! Vă fie frică că, vai, nu e bine și o să râdă lumea de mine, dar de ce să râdă lumea de tine? Că ai pictat, că ai făcut un lucru frumos? Cum să râdă de tine cineva că ai pictat? Cum să râdă de tine cineva că tu ai vrut să faci și vrei să faci ceva frumos? Nu există așa ceva. Deci postați-vă lucrările, construiți-vă prieteni în jurul dumneavoastră cu care să aveți legătură de dialog pe subiectul picturii. Numai așa puteți să vă vindecați de tot ce vedeți pe la televizor, că ce e la televizor? Iar ajung acolo. Eu am zis pentru pandemie a fost vaccinul, dar pentru prostia asta cu ce dă ăștia la televizor, ce să fie oare? Pentru o veste rea trebuiesc 7 vești bune. Ia să combată una rea. Da. Ia uite, vedeți, pun portocaliu și combat negru. Dacă e pus prea mult negru, combat cu puțin portocaliu. Iată de ce ajunge la o pastă cu asta, pentru că combatem tot timpul culorile de înainte cu altele mai peste, da? Și ajunge la o cantitate de pastă cu asta. Aveți grijă. E o mare diferență între pictura făcută de expresioniștii germani, impresioniștii francezi. Acum, dacă ar fi să vorbim puțin despre impresionismul francez, e că pasta groasă era determinată de o tehnică care îl ajuta pe pictor din prima, ce e drept, pentru că era pictură de chevalet afară, da, vorbim de pictura afară, picta pur și simplu ceva, da, îi plăcea lui ceva și picta și afară. Nu de cei de la Barbizon cum au făcut expresionismul ăsta, da? Și e o mare diferență pentru că prima pensulă pe care o puneau aproape de, în proporție de 80% rămânea prima pensulă, dar aia era altceva, era un studiu foarte amplu până s-a ajuns acolo, adică n-a fost o întâmplare, adică să nu credeți că e o întâmplare că executau tablourile cu pastă groasă sau cu linii din multe linii sau din pătrățele sau din anumite efecte create de pensulația pictorului sau de grosimea culorilor sau de cromatica culorilor, da? O să vorbim, dacă vezi, și de lucrurile astea, că trebuie să vorbim și de lucrurile astea, vom vorbi, pentru că mulți se zic, uite, de exemplu, și la pictura modernă. Pictura modernă pentru unii înseamnă ceva, pentru cei mai mulți nu înseamnă nimic, pictura modernă. Dacă n-am spus pictura modernă, deja intrăm într-un amplu și vast teritoriu de pe care cred că nu vom ieși prea ușor. Doamna Mihaela Alupei spune, nu postez, deoarece colegele mele îmi spun că eu am timp. Așa e drept, și așa este. Și ele răutăți. Și ce dracu să postez? Așa este, doamnă, nu mai postați. Maică-mea are o vorbă, dar maică-mea are 83 de ani. Și acum e la țară, dar ea a stat toată viața la noi, am locuit la oraș toată viața noastră. Ce să zicem, suntem băieți de oraș. Și da. Și spunea, zic, mai facem și noi chestia asta. Nu mamă că ne râde lumea. Da, chestia. Nu mamă că ne râde lumea. Și în cazul ăsta nu se mai făcea nimic. Cineva da. A spus că dacă n-ar fi acest ce zice lumea, multe nenorociri nu s-ar fi întâmplat. Păi,
Nu e așa? Așa e. Ce să ținem cont? Păi nu trebuie să ținem cont, dar mă rog. Haideți că ne-am deplasat de la subiect. Eu mai am o treabă astăzi, în seara asta, nu mai pot să mai stau pentru că am o problemă, trebuie să-mi vină niște prieteni de la Galați, niște prieteni foarte dragi mie, care îi văd săptămânal. Eu le-am zis să-și fac abonament la mine. Așa. Bun. Deci, cam asta ar fi treaba cu pasta groasă. Vedeți că se și vede cumva. Ia uite. Mai lucește și pare alb. Pare alb, da. Păi v-am zis că nu e bună nici prea multă lumină. Da, nu se vede mare lucru. Bun. Eu v-am zis că îl șterg, pentru că îl șterg, că nu e o lucrare, doamna doctor, nu e o lucrare de lăsat. Eu nu pot să-mi permit să las lucrări care nu-mi plac. Și nu că nu-mi plac. Este doar studiu. Un studiu nu poate rămâne. Un studiu e studiu. Toate lucrările de studiu trebuie aruncate, șterse și nu trebuie rămase în istorie. Pentru că așa pictorul va fi ușor, când va ajunge celebru peste ani de zile, va fi ușor citit. De asta mulți studiile și le-au... Și mers în picioare, iar tăi de-a bus și le-a dar nu confundăm situațiunea caragială. Da. Dar nu putea zic că e mai bună de pictat, când se usucă toate astea e și mai bine de pictat. Se pictează un Rembrandt. Ce-am făcut de Ucraina? Ăla e la cursurile online și n-am vrea să-i mai atâțăm pe oameni cu... Nu, n-a just. Nu. Nu, vă mulțumesc pentru idee. Bun, vă spun seară frumoasă în continuare. Mă bucur că a stat alături de mine și de doamna doctor Cristoiu. Ne bucurăm că magazinul Mustaș ne-a pus la dispoziție astfel de cursuri online, plătite de ei. Ne bucurăm că existați și dumneavoastră și că existăm cu toții. Ne bucurăm de primăvara care sperăm să vină cât mai repede, să ne mai descrețească frunțile. Ne bucurăm că existăm și haideți să pictăm. Că eu zic că din pictură o mai scoatem noi la capăt cu pictura. Luați-vă vopsele, pânze, stați în casă și pictați, scriți poezii, cântați la instrumente. Ce să vă zic? Seară frumoasă!